Sănătatea ta, sănătatea orașului tău. Un program oferit de APA Nova. Știai că un litru de ulei de motor ars poate contamina 1 milion de litri de apă potabilă? Și ce mai rău este că el este atât de toxic încât nu poate fi tratat în stațiile de epurare. Așa că, odată ajuns în pământ, va otrăvi irreversibil plantele și va provoca moartea animalelor. Ceea ce trebuie să faci așadar este să strângi uleiul uzat într-un recipient și să-l duci la o benzinărie ori la un service auto. Poți merge chiar și la magazinul din care l-ai cumpărat și, dacă ți se pare ciudat, află că ești obligat să faci asta, conform legii 235 din 7 martie 2007, articolul 4. Se interzice persoanelor fizice și operatorilor economici deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele mării teritoriale și în sistemele de canalizare. Dacă ești prins aruncându-l pe stradă, în canale ori oriunde în natură, vei plăti amenzi destul de piperate, între 100 și 5.000 de lei. Iar dacă ai o firmă și nu colectezi uleiul uzat, poți să plătești până la 22.000 de lei. Dincolo însă de banii pierduți, trebuie să știi că răul pe care îl faci planetei este inestimabil. Dar am și o veste bună pentru tine. Oricât ar fi de nociv, uleiul de motor ars poate fi totuși reciclat. Din el se pot obține carburanți folosiți în industria metalurgică și chiar ulei hidraulic pentru mașini și utilaje. Acest program v-a fost oferit de APA Nova.